Proverbe capitolul 4, așadar, citind de la versetul 25 la versetul 27. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Haideți să ne reașezăm. Acesta este cuvântul pentru astăzi. Acestea sunt versetele plătează în motul bisericii. Acestea sunt versetele care vrem să ne însoțească în anul 2020. Acesta este celul nostru pentru 2020. Vrem să ne comportăm ca adevărați războinici în această lume mizerabilă a lui Satan. Și să rămânem curați, neclintiți și rezistenți în anul 2020. Ne-am făcut fiecare examinare, analiza vieții noastre pe Domnul nostru, ce vieții noastre vorbesc în cele trei departamente puternice pe care le avem în viața noastră. Viața de familie, ce fel de soț, ce fel de soție ai fost, ce fel de copil ai fost, ai ascultat de tata, de mamă. În viața de biserică, ce fel de slujire ai făcut, s-au dat în credințări în anul 2019, cum te-ai comportat. Ai fost un istratic credincios sau a fost nevoit pastorul bisericii să se retragă responsabilitățile? Cum te-ai comportat? În departamentul societate, la locul de muncă, cum te-ai comportat? Ai devenit ceva mai bun? Am devenit ceva mai bun? Sau sunt un om de care lumea fuge? Aș vrea să continuăm această analiză a vieții noastre și în acest mesaj pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră și nu uitați că scopul nostru și ținta noastră pentru anul 2020, ca biserică, este un scop biblic. Războinici, luptători, fratrădița, ne vorbea despre armele de care avem nevoie ca să fim adevărați război și Dumnezeu nu ne cheamă la luptă și nu ne dă capacități de luptă, anume dă instrumente cu care să luptăm, arme cu care să luptăm. Nu se poate așa ceva. Vino la muncă și transportă marfa, să-ți spună patronul și nu-ți dă un camion. Vino la muncă și începe să zidești și nu-ți dă o mistrie. Sau nu-ți dă materiale. Nu există așa ceva. Războinici în această lume mizerabilă a lui Satan. Și cel mai important lucru este să rămânem curați, neclintiți și rezistenți. Pentru că un adevărat războinic este rezistent. Nu știu câți de dumneavoastră v-ați uitat la cele documentare. Și eu vă recomand să vă uitați ca să știm puțină istorie ale primului război mondial, 1914-1918. Sunt vreo 4-5 documentare de câte 40-50 de minute. Să vedeți câte războinici au fost oameni cei care au luptat fiecare pentru patria lui și e vorba despre o patrie umană, patrie terestră. Însă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, cu cât mai mult să se chema să luptăm pentru o patrie cerească. Fraților, primul lucru care vreau să vi-l transmit în această dimineață este următorul lucru. Îl știți deja, n-am nimic nou pentru dumneavoastră. Biblia asta este o carte veche. Biblia aceasta are 6.000 de ani. Că noi suntem în anul 6.000. Și când noi s-a început să scrie Pentateucul, acele primele 5 cărți, noi suntem acum la începutul Bibliei, cu citirea Bibliei și la sfârșitul programului să facem aceste anunțuri. Noi vom vedea acolo că Moise, chemat de Dumnezeu pentru o lucrare specială, mai apoi scrie toate acele lucruri deosebite prin care a trecut poporul lui Israel. Și n-am nimic ce să vă spun nou, ci doar cuvântul lui Dumnezeu care pe unii plictisește. Că mă uit la dumneavoastră de la când predic. Și mă uit la tinerii noștri și văd atât de pierduți în sală. Dar nu-i condamn. Pentru că mă duc în spate și trăiesc realitatea. Uneori și noi am fost pierduți. Și nu vedeam ora să termine popa, predica. Când ne plictiseam la acele mesaje lungi pe care ele aveau. Mai apoi au trecut ani și ne-am întâlnit cu Hristos. Și acum când se predică, avem inima deschisă și mintea deschisă. Și inima deschisă pentru că știm că este cuvântul lui Dumnezeu, e viața, e ceea ce ne duce înainte, altceva, nimic nu ne poate duce înainte. Primul lucru care vreau să vi transmit este acesta, fraților, trăim în lumea lui Satan. Virgulă. Fără să facem parte din această lume. Spune cuvântul Domnului Ioan, capitolul 14, versetul 30. Iisus Hristos, înainte să fie pus pe cruce, era la părtășie cu ucenicii și le spune: nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul, Ioan 14, 30, stăpânitorul lumii acesteia.
Nu am inventat noi faptul că stăpânitorul, adică stăpânitorul, domnitorul, regele acestei lumi miserabile este diavolul. El lucrează cât este dat de Dumnezeu, cât este permis, mai bine spus, de Dumnezeu. Dar el domnește lumea aceasta, o spune Biblia. Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Trăim în această lume în care rege este diavolul. Dar noi nu facem parte din această lume. Și aș vrea să vă amintesc trei elemente care garantează că nu suntem parte din lume. Trei elemente care garantează, subliniază, e o garanție cerească că tu și eu nu fac parte din această lume. Ioan capitolul 17, versetul 14 și 15, primul element și cel mai important element și cel mai autoritar element este faptul că Iisus rostește un cuvânt în direcția aceasta. Ioan 17, versetul 14 zice, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume. Slăvit să fie Hristos! Pentru că noi trăim în lumea aceasta, dar nu facem parte din ea. Și primul element care ne garantează că nu facem parte din lume este cuvântul rostit de Hristos. Cine poate să contrazică cuvântul acesta? Ei nu sunt din lume! Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru acest cuvânt rostit plin de autoritate pe care și diavolul l-a auzit și fuge de copiii lui Dumnezeu. Pentru că este frică, pentru că noi locuiește Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Al doilea element care garantează că nu faci parte din lumea aceasta. Trăim în lume. Păi auzim pe colegii noștri de școală înjurând, de muncă. Îi vedem pe colegii noștri de muncă, de școală, care fumează tot felul de lucruri. Dar noi nu facem parte din lumea aceasta. Și al doilea lucru care ne garantează că nu suntem din lume, Ioan capitolul 16, versetul 7, spune, totuși vă spun adevărul, e Iisus care rostește cuvântul acesta. Vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, atunci Mânghietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Să facă ce? Hristos se înalță la cer. Dacă eu mă duc la cer, eu vi-l voi trimite. Ce să faci? Ce să faci? Și versetul 13 din același capitol, Ioan 16, 13 spune, când va veni Mânghietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. A doilea element care certifică că nu suntem parte din lumea aceasta, este că Mânghietorul, Duhul Sfânt, a treia persoană din Trinitate, este în inima noastră, este în mintea noastră, este sufletul nostru, e în prioritățile vieții noastre, e în deciziile vieților noastre. Când decidem să ne trimitem copiii la școală, privind prin prisma lui Hristos, prin prisma Evangheliei, când ne luăm un loc de muncă, privind prin prisma Evangheliei, pentru că acolo este Hristos. Fraților, acesta este cel de-al doilea element care certifică că noi nu suntem parte din lume. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Și aici, dragi frați și surori, eu nu vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt, ci despre a treia persoană de Trinitate. Mânghietorul, care este înlocuitorul lui Hristos, care face exact ce a făcut Hristos, ne învață, ne călăuzește, ne mângâie, e cu noi. În fiecare zi ne protejează, doar că este în mod invizibil prezent în viețile noastre. Și al treilea element care certifică că noi nu suntem parte din lumea aceasta este Ioan capitolul 3, versetul 3 și apoi citim și versetul 6. Drept răspuns Iisus i-a zis, Iisus și Nicodim, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 6 spune, ce este născut din carne, carne, măi omule! Ce este născut din natură umană, e uman! Păcătuiește, da? Ce este născut din Duh, spune Biblia, că este Duh, fraților. Al treilea element care garantează, care certifică că nu suntem parte din lumea aceasta, este că am fost transformați. Am fost născut din nou. E așa de frumos să te uiți la oameni. Născut din nou. Nu spune că nu sunt greșeli. Nu spune că nu sunt slăbiciuni în viețile noastre. Dar e născut din nou. Dacă azi e supărat, Domnule. Mâine dimineață Duhul lui Dumnezeu îl întărește și îl vezi din nou cu zâmbetul pe buze și îl înfiorat, pentru că în El locuiește Dumnezeu. El este schimbat, El este transformat, El iartă.
El prinde puteri din nou și spune, am greșit săptămâna trecută, nu am ținut de treaba care mi-a fost dată, dar de mâine dimineață decid să fac altfel, eu nu mă dau bătut. Ăsta este Duhul Dumnezeu care locuiește în noi. Cele trei elemente care caracterizează, le-am învățat așa ca să vă captez mai mult atenția. Am văzut cele trei elemente care certificează că sunt mai multe, frate, asta din punctul meu de vedere, de felul cum înțeleg eu. Trei elemente care caracterizează că nu suntem parte din lume și trei elemente care caracterizează că aceasta este lumea lui Satan. Și uitați-vă ce spune Cuvântul Dumnezeu. Genesa capitolul 3, versetul 1. În primul rând, în primul element, cel ce ne arată că trăim în lumea diavolului, în lumea lui Satan, este în primul rând deformarea Cuvântului lui Dumnezeu. Și o să spunem, e bine, diavolul astăzi e la stele în lumea lui, modifică și deformează și pune la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că diavolul a fost și el și când omul a fost creat. Uitați-vă acolo, șarpele era cel mai nenorocit, cel mai și el animal decât toate fiarele câmpului pe care le-a făcuse Dumnezeu. El a zis femeii, s-a apropiat de femeie, de creația lui Dumnezeu și a spus, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomul din grădină? Substanța este, oare acest cuvânt oare a pune la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu? Oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar a zis Dumnezeu? Astăzi actualizăm mesajul după 6.000 de ani. Oare chiar a zis Dumnezeu ca familia să fie alcătuită dintr-un bărbat și o femeie? Spun oamenii astăzi spre societatea. Oare nu? Nu s-ar putea face cumva să deformăm puțin Cuvântul lui Dumnezeu? Primul element care caracterizează că trăim în lumea nenorocită a lui Satan este faptul că societatea și lumea aceasta deformează Cuvântul lui Dumnezeu. Și fiți atenți la asta. E foarte important. Al doilea element care certifică că trăim în lumea lui Satan este, dragii mei, toleranța în ce privește moralitatea, în îmbrăcăminte, în gândire, în trăire, în a consuma alimente. Toleranța. Trăim într-o lume modernă. Spune 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, spune Pavel. Și noi nu trăim vremurile lui Pavel, noi trăim vremurile din urmă. Și atunci a fost greu. Astăzi e teribil de greu. Și continuă și spune căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși. Versetul 3, fără dragoste firească. Versetul 4, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Nu-i adevărat? Nu este adevărat că oamenii se gândesc mereu la vacanțe? Italienii să-ți promută bani din bancă ca să-ți facă vacanțe? Astăzi am rămas șocat, uitându-mă pe fereastră dimineață, văzând, am o biserică acolo în cartier, văzând oameni că se duc la biserică. Se întâmplă odată la jumătate de an să văd oamenii că merg din cartier la biserică. E ceva, se întâmplă ceva. E nuntă, e mormântare, e o sărbătoare specială. Oamenii nu sunt interesați de partea spirituală. Nu sunt interesați de Cuvântul lui Dumnezeu. Și când îi vezi dintr-o dată într-o zi că se întâmplă altceva, e șocat, nu-i așa? Deci, primul element care certifică că trăim în lumea lui Satan este că lumea a deformat Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea element este că toleranța e la stele. Relativismul. Am predicat atât despre asta. Că nimic nu mai e păcat. În lume nici nu ne mai miră. Dar în biserică nimic nu mai e păcat. Nimic nu mai e rău. Și se poate orice, pentru că Roman 14 vorbește despre credințări. Lasă-mă tu cu credințarea ta și eu cu credințarea mea. Fals! Nu există așa ceva. Avem un cuvânt al lui Dumnezeu care ne spune iubește, care spune fii corect, care spune fii drept, fii cinstit, fii serios, fii om de omenie. Nu se poate toleranță în direcția aceasta. Este principiul Cuvântului Dumnezeu. A treilea element care certifică că trăim în lumea lui Satan este rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. Vai urât este. Ioan Isaia, capitolul 14, de la versetul 12, spune așa, cum ai căzut din cer Luceafăr slujitor pentru cei care nu știți? Diavolul a fost un înger pentru copiii care nu știu și care cresc, fără să-ți dai seama. El a fost un responsabil în cerul lui Dumnezeu peste toți îngerii. Luceafărul strălucitor în dimineață și într-o zi a spus el așa, de ce să mai ascult eu de Dumnezeu? Cum se întâmplă și în lumea aceasta? Cum se întâmplă și în comunitățile evanghelice uneori? De ce să mai ascult eu? Când Maria, sora lui Moise,
într-o dimineață s-a trezit și a spus, dar cine o fi Moise? Numai de el sau numai prin el vorbește Dumnezeu? Și eu vreau să spun ceva. Și eu vreau să am un cuvânt de spus. Și în momentul când a făcut asta, Biblia ne spune că a fost umplută de lepră de sus și până jos. Fraților, un al treilea element care certifică că trăim în lumea satan este rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Ai căzut din cer. Luceafăr slucitor, diavolul, a fost un fiu al zorilor, dar a spus, vreau să am scaunul și mai sus de Dumnezeu. Să se închine și mie îngeri și lumea întreagă, nu numai lui Dumnezeu, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, mai presus, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor și Dumnezeu l-a aruncat pe pământ. Fraților, primul lucru care am vrut să-ți transmit în această dimineață este acesta, trăim în lumea lui Satan. Dar nu facem parte din lumea lui Satan. Noi facem parte din lumea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru, dragilor, trebuie... Nu ajunge teoria. Până aici teorie. Acum urmează practica, aplicația practică. Trebuie să dovedim prin modul de viață că suntem motul bisericii noastre, războinici în armata lui Hristos. Trebuie să dovedim practic că facem parte din armata lui Hristos. Un cuvânt foarte interesant. Roman 6 cu 16, la care vreau să fiți atenți. Nu știți, spune Pavel, Roman 6 cu 16, că dacă vă dați loc cuiva ca să ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Dacă te dai rob iubirii de bani, ești robul banului, banul, sau robul muncii, sau robul lăudăroșiei, sau a bârfei, sau a mândriei. De cine asculți? Ești robul... Asta, eu asta înțeleg. Roman 6 cu 16, asta înțeleg. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelea de care ascultați. Fie că e vorba de păcat, care duce la moarte, spune cuvântul Domnului apoi. Fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Dragilor, dovedim că suntem războinici al lui Hristos, primul lucru. Și acum, eu asta încerc să fac, să vă cuprind, să mă ascultați. Să ne autoanalizăm, autoexaminăm. Dovedim că suntem parte din armata lui Hristos și că suntem războinici în armata lui Hristos, în primul rând, dacă avem pecetea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt despre care v-am vorbit, a treia persoană din Trinitate este în viața, în mintea, în inima noastră, adică legitimația de copil al lui Dumnezeu este pecetea. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și revin aici, dragilor, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 21. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și ne auzi este Dumnezeu. Și versetul 22 din 2 Corinteni. El ne-a și pecetluit. Auzi? Ne-a pecetluit. Și apoi ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Și repet că este o greșeală penticostală uluitoare. Nu vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. E altceva. E absolut necesar botezul cu Duhul Sfânt în viața unui credincios. Nu se poate să te numești un credincios puternic fără să ai experiența rostalilor. Păi n-am avut-o până acum. Insistă. Cere lui Dumnezeu. Dar aici vorbește despre a fi pecetluit, adică a avea Duhul lui Dumnezeu în noi. În momentul în care noi am spus, credem în jertfa lui Iisus Hristos, credem în sângele lui Iisus Hristos care a curs la cruce, în acel moment vine a treia persoană din Trinitate, înlocuitorul lui Hristos. El este înălțat la cer, Hristos. Dar vine Mântuitorul și începe să lucreze la mintea noastră și la inima noastră și începe încet, încet transformarea și procesul ăsta este lung pentru unii, pentru alții mai puțin nu. Deci, primul lucru, dovedim că suntem parte din armata lui Hristos, că suntem războinici în lumea lui Hristos, în armata lui Hristos, dacă avem pecetea, dacă Duhul Sfânt este în noi, dacă ne călăuzește, adică în interiorul celor plini de Duhul Sfânt. Haideți să facem un exemplu ca să ne putem autonomiza mai bine. Dacă în interiorul celor plini de Duhul Sfânt există acea voce lăuntrică, există acel senzor în conștiință. Adică acea forță care respinge păcatul imediat. Dacă un coleg tău de muncă te provoacă la a fura, imediat senzorul tău, care vine din Duhul lui Dumnezeu, va spune, nu
mine locuiește Dumnezeu. E un antivirus. Știți ce înseamnă antivirus? Pentru că toți avem calculatoare și telefoane acasă. În momentul când un site neplăcut, nedorit, dorește să abuzeze de calculatorul nostru, de memoria calculatorului nostru, există un antivirus care îl prinde imediat și spune nu, respinge! Așa trebuie să fim și noi. În mintea noastră trebuie să fie acel senzor care spune nu! Și Domnul să ne ajute la aceasta, dragilor. Deci, în primul rând, dovedim că suntem în război cu Hristos, dacă avem percepția lui Dumnezeu. În al doilea rând, dovedim că suntem parte de armata lui Dumnezeu, dacă producem roade, dragilor. Spune 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Și versetul 10, 1 Ioan 3, versetul 10 spune, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de Dumnezeu și nu, și cine nu iubește pe fratele său, dragilor, dovedim că suntem război și Dumnezeu dacă avem roade. Nu dacă predicăm bine. Ascultați-mă ce spun. Frate Daniel, îmi place cum predici. Nu! Dacă nu am roate, nu dovedesc că Hristos locuiește în mine. Dar cântă frumos. Nu mă interesează că cântă frumos. Dar se roagă cu voce tare și atât de frumos că zice, stai cu urechile deschise, super deschise să-l ascult. Nu contează, dragilor, dacă nu există roată. Dovedim că facem parte din armata lui Dumnezeu, că suntem război cu Hristos, dacă în primul rând avem pecetea, adică Duhul Sfânt e noi. Și în al doilea rând, dacă producem roate. Și acum să vă spun un al treilea element care pe mine mă mișcă foarte mult. Și în zilele noastre este mare, mare nevoie de el. Dovedesc că fac parte din armata lui Dumnezeu. Al treilea element extraordinar important. Dacă umblăm și trăim prin credință și nu prin vedere. Vai, dragilor! Atâția în comunitățile noastre evanghelice trăiesc ați doar prin vedere, ci văd ochii. Și nu mai trăiesc prin credință. Foarte interesat de ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu mai înaintăm prin credința în Iisus Hristos. O mie să cadă alături de tine și să cimi la dreapta ta, dar tu, prin credință, înainte, jumătate să fure, trei parți să mintă, tu, înainte. La asta să ne ajute Dumnezeu, fraților, pe mine, în primul rând, că vă vorbesc de aici, cum vă spun de multe ori, vă vorbesc de aici ca un om slab. Și un om care mă luptă în fiecare zi și am bătălit crunte pe viață și pe moarte în dimensiunea spirituală ca să mă păstrez curat. Și dacă ca și pastor am aceste bătălii ca să mă păstrez curat în mintea mea, cum vei face tu sau cum vă face tinerii noștri care sunt ispitiți moral și cade din moralitate în gândurile lor? Domnul să ne dea, fraților, rezistență și putere să mergem înainte, nu prin vedere, nu prin a pipăi lucrurile, ci prin credință. Spune Biblia, dacă doi sau trei se adună în casa Domnului la rugăciune și în numele Domnului și îl cheamă, este prezent. Câți dintre noi punem în aplicație acest lucru? Câți dintre noi? Nu mergem mai mare prin vedere, ci prezent Dumnezeu acolo unde e mulțimea aia. Da, e prezent Dumnezeu și în mulțime, dar e prezent Dumnezeu și în mulțime mai puțin mulțime, mai puțin mică sau mai mare. Dați-o dovedim că suntem parte din armata lui Dumnezeu, dacă iubim, ascultați-mă bine ce vă spun, dacă iubim această armată, cine este armata lui Hristos? Hristos a stat pe cruce. Și când a stat pe cruce acolo, El și-a început, acolo a fost începutul, și-a câștigat o biserică. Și-a câștigat armata lui. Războinic, tu și eu. Și dovedim că suntem parte în această armată dacă iubim biserica lui Dumnezeu. Dar nu cumva. Că eu ca și slujitor sătul de vorbe. Sătul de iubire de acest bucură. Sacrificându-ne, dând o disponibilitate, fiind prezent, trup și suflet în această armată lui Dumnezeu. Spune 2 Ioan, capitolul 9, versetul 11, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă duce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rău. Dragilor, dovedim că iubim
Biserica lui Dumnezeu, primul lucru, că apărăm doctrina și învățătura Bibliei. Și când colegii noștri ne vor spune că e demodat ce spui acum, că ești depășit, nu? Eu mă lupt pentru că nu cu pumnii, nu cu picioarele, nu cu vorbe vulgare, dar o țin, e a mea. Adică e a mea. E a lui Hristos, dar e mine și atunci e și a mea, că și eu fac parte din armata lui Hristos. Dovedesc că iubesc Biserica lui Dumnezeu dacă, în primul rând, apăr învățătura. În al doilea rând, dovedesc că iubesc armata lui Hristos dacă respect, dacă dau valoare și greutate Bisericii lui Dumnezeu. Cum dăm greutate Bisericii lui Dumnezeu? Un, punctualitate. Zice, intram la biserica italiană și undeva pe un perete scrie așa, la punctualità, el segno de la maturità. Ia du-te la muncă, cu 15 minute întârziere, la fabrică. Am muncat la fabrică și trebuia să timbrez. Și dacă timbram la ora 8 și 2 minute, cu scheda, o oră mi se spăgea. Ia du-te la muncă, cu 15 minute întârziere. Deci, ori, dovedim că iubim Biserica lui Hristos, dacă dăm valoare și greutate, în primul rând, prin punctualitate, apoi prin prezență. Apoi prin felul cum ne îmbrăcăm. Apoi prin felul cum ne comportăm. Și apreciez asta în comparație cu alte culturi și alte naționalități. Biserica Română dă greutate. Dă greutate casei lui Dumnezeu. În comparație cu alte culturi, am văzut în alte culturi oameni care veneau în pantaloni scurți și șlap infraditul la biserică și stăteau la cina Domnului. N-am văzut asta la Română. Dar în alte părți am văzut. Mulțumim Domnului că din punctul acesta de vedere stăm bine și Domnul să ne dea în continuare înțelepciune și minte sănătoasă să putem merge înainte. Dragilor, dovedesc că sunt parte din armata lui Satan și armata lui Satan și cred că asta e lucrul cel mai important. Ioan capitolul 15, versetul 19 și ne apropiem de încheiere. Ioan 15, versetul 19, dovedesc că sunt parte din armata. Că nu sunt parte din armata asta, ci că sunt parte din armata lui Dumnezeu. Dacă ați fi armata diavolului, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea ce face? Vă urește. Acum, ascultați-mă. În momentul în care se fac cursuri la locul de muncă, sau aveți întâlniri în stânga, în dreapta, cu tot felul de oameni, ca și pocăit adevărat, n-ai cum să fii iubit de ei. Pentru că tu nu stai la glumele lor. Pentru că tu nu juri ca și ei. Pentru că tu nu râzi cu gura până la ore cum râd ei. Nu participi, nu ești dentro. Și când nu ești dentro, îi deranjezi omule. Asta mi s-a întâmplat și săptămâna aceasta la locul de muncă. Dacă nu participi la nenorocitele lor de glume imorale, nu ești cu ei. Zice tu, ce nu-ți place să stai în familia asta? Cum să-ți placă mă oameni? Eu fac parte de familia lui Hristos. Eu muncesc în lumea aceasta, că a permis Hristos, dar eu nu mă simt bine în mijlocul lumii acestea murdare și nenorocite. Dragilor, dacă lumea nu ne urăște, dacă nu suntem incomozi pentru ei, dacă nu-i scoatem din confortul lor, dar în momentul când suntem prezenți acolo, e o problemă cu noi. Cum e posibil să facem o partidă de calci sau de fotbal și apoi să stăm cu ei și să ne bucurăm extra. Cum e posibil ca acest copil al lui Dumnezeu să nu existe acea respingere, acel senzor care lucrează în conștiința noastră? Domnul să ne dea înțelepciune la fiecare, dragilor. În anul 2020 să fim adevărați războinici al lui Iisus Hristos. Pentru că războinicii lui Hristos vor auzi într-o zi acest cuvânt. Matei 25:21. Bine, rog, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Puține. Hai, fost credincios. Atât ai luptat. Băi, când era vorba de bani, trebuia mereu să lupți pentru că banii se strădăcea torelor. Și erai gata, gata, gata să-mi șerși ca pe mamă ta. Și pe părinții și pe frații tăi, că banii aia, dar ai luptat. Și ai avut piruință. E slăbiciunea ta, mai mult decât altuia, dar ai luptat pe brânș și ai ieșit învingător. Și Biblia spune, ai fost credincios în puține lucruri, ai luptat. Mintea ta n-a fost întotdeauna 100% curată, dar ai luptat și ai fost credincios. Zice, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău, slăbit să fie Domnul. Războinicii lui Hristos vor avea un final glorios. În primul rând, vei auzi vocea dulce lui Iisus care va spune, hai în împărăția mea, vino! S-a terminat cu lacrima, s-a terminat cu luptele lăuntrice, s-a terminat de azi înainte.
împreună cu Hristos, o veșnicie. Glorie ție, Doamne, pentru această frumoasă promisiune a Ta. Ferice de cel ce raptă ispita, căci după ce a fost bun, găsit bun, va primi cununa vieții. Și dacă noi ne uităm cum se deschide calculatorul, în fiecare duminică când veniți la biserică, acolo este o coroană, o cunună. Așa au avut frații, așa au încălzit, dacă pot să fii așa. Așa au avut frații atunci inspirați. Nu m-am gândit în acele momente. Dar au avut-o ei așa. Și eu cu luna acolo. Și apoi spune Maranată. Și spune, Domnul nostru vine, asta înseamnă Maranată. Și aș vrea ca această cunună, acest simbol, să caracterizeze biserica Maranată. Să fie un loc în care oamenii să-L aștepte pe Hristos să fie, să fie Domnul. Alții își pun altfel de nume la biserică. Alții sunt biserica Salem. Adică, pacea, Dumnezeul păcii, pacea lui Hristos locuiește acolo. Și numai pace noi. Și numai pace noi. Dacă totuși avem un nume la biserică, fie ca acel nume, să ne caracterizeze, dragilor, și Domnul să fie lăudat în toate. Am vrea de final, dragilor, și repet, fac o recapitulare. Trăim în lumea lui Satan, dar nu facem parte din această lume. Al doilea rând, trebuie să dovedim prin modul de viață că suntem războinici lui Hristos. Și voi știți mai bine decât mine. Trebuie să dovedim. Subliniați. Trebuie să dovedim că suntem copii ai lui Dumnezeu, că suntem războinici lui Hristos și că facem parte din armata lui Hristos. Dovedim dacă avem pecetea, dacă umblăm prin credință și nu prin vedere, dacă producem roadă, dacă iubim armata aceasta lui Hristos, dacă ne luptăm pentru păstrarea învățăturii corecte și drepte lui Iisus